Ieri a fost emisă ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tânăr de 23 de ani din Maramureș, cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. În fapte, la data de 12 iulie, un bărbat a sesizat poliția municipiului Baia Mare cu privire la faptul că în cursul nopții de 11 spre 12 iulie, persoane necunoscute ar fi pătruns prin infracție într-un imobil de pe strada Electrolizei și ar fi sustras sume de bani și bunuri. Valoarea prejudiciului a fost estimată la 15.000 de lei. Activitățile specifice desfășurate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au condus la identificarea unui tânăr de 23 de ani, bănuit de comiterea faptei. În baza probatorului administrat, față de acesta a fost dispusă ieri măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă. Sub coordonarea procurorului, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii sale activități infracționale.